Întâi de toate vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Am vrut neapărat să fiți alături de noi, pentru că ceea ce se va întâmpla în perioada următoare în orașul Buceasa, cred eu că este un lucru fără precedent și un lucru menit să pună încă o dată orașul nostru pe harta României și văd că ușor-ușor lucrurile prin contur, sper să devenim un brand românesc autentic prezent și pe alte meleaguri. Primăria Buceasa, împreună cu Centrul Cultural European, a lansat un program care mi se pare foarte interesant. Se cheamă O Ambasadă pe Lună, Cultură, Tradiții, Turism. Încercăm să intrăm în contact cu toate instituțiile țărilor europene. Până acum avem două ambasade care ne-au răspuns, trei. A treia nu știu care este, o să vă spun de un țăpă mai multe. Am avut contacte cu Ambasada Ungariei, ai căror reprezentanți au fost prezenți acum o săptămână la Buceasa, ambasada fiind reprezentată de atașatul cultural și de atașatul pe probleme economice. Lucrurile au mers mai bine decât speram, pentru că pe lângă faptul că am stabilit niște contacte pe latura culturală, deja atașatul economic s-a și întors în Buceasa la câteva zile după și încearcă să stabilească niște contacte și de natură economică, ceea ce este un lucru extraordinar. Încercăm împreună cu ei să stabilim niște soluții, să găsim niște soluții pentru ceea ce înseamnă infrastructura turistică a orașului Buceasa. E o tradiție poate mai bogată decât a noastră, în turism balnear și în tot ceea ce înseamnă centre spa, și sperăm să profităm de experiența dânșilor și chiar o să lucrăm la proiectul nostru pe masterplanul de turism cu niște societăți din Ungaria. Vrem măcar să ne inspirăm, dacă nu mai mult, de la dânșii. Iar săptămâna trecută am avut directorul pe probleme culturale a ambasadei Suediei la București, prezent la noi, pentru a pregăti acest eveniment important care va avea loc pe data de 9 mai. Un eveniment, cred eu, unic. Până acum, cel puțin la noi în oraș, nu s-a mai întâmplat așa ceva. O să promovăm și o să fie promovată de reprezentanții ambasadei Suediei toate valorile culturale suedeze. Bineînțeles că și noi o să răspundem prin promovarea valorilor locale și a stațiunii noastre, cu tot ceea ce vrem să facem în perioada următoare, pentru că la momentul de față, ca să fim sinceri, suntem în urmă din punct de vedere al pieței acesteia turismului. Și cred că ne va ajuta acest lucru foarte mult în ceea ce înseamnă, repet, poziționarea noastră atât pe harta României, cât și, de ce nu, și în Europa. Programul zilei de 9 mai, despre care vreau să vorbim astăzi, este unul destul de complex, de fapt, al perioadei 9-11 mai. La ora 13.30, invitații din partea ambasadei Suediei, domnul Alexander Pierre Dutrec, cred că așa se citește, ajung șef al ambasadei, cu Mihai Leontescu, ofițer de proiecte și comunicare, vor fi prezenți la noi în primărie, unde vom organiza în foaierul primăriei vernisajul expoziției Inovații Suedeze, Imaginație Românescă. Despre toate acestea, detaliile le veți primi imediat de la domnul Țopă. Va urma o vizită în orașul Buceasa, noi vom încerca să ne promovăm, așa cum am spus, lucrurile bune pe care le avem și de ce nu să găsim și soluții pentru cele mai puțin plăcute. Apoi vom avea un vernisaj la Centrul Cultural Swedish Crime Scenes, prezenți tot așa oficialii suedezi. La ora 18 vom avea un recital de cameră stănesc cu Corina, Octavian Gorun și Cristina Munteanu. Și la 19.30, spectacol de teatru Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu. Apoi, pe data de 10 mai, vom avea tot așa două evenimente importante, un film suedez Bikes vs. Cars și la 17.30, la 19.30, un alt film suedez, Nice People, un documentar din 2015, continuând programul pe data de 11 mai cu alt film suedez la 17.30, Marta and Nikki, și la 19.30, alt film suedez, Call Girl. Lucrurile poate nu par atât de importante la prima vedere, însă credeți-mă că e foarte important ca populația orașului Buceasa să aibă acces la informații și la cultura celorlalte țări, pentru că încercăm să devenim un oraș european, un centru cultural european, și cred eu că fiecare cetățean orașului Buceasa are dreptul să aibă acces la astfel de informații și la astfel de evenimente. Sper că alături de noi să fie prezenți și colegii de la Consiliul Județean și parlamentari care le-am trimis invitațiile. E un moment important, este un început de drum în ceea ce înseamnă colaborarea dintre Primăria Buceasa, Centrul Cultural European și
ambasadele țărilor europene. Domnul Țopariu, surpriză, nu știam că a mai răspuns și a treia ambasadă, dar cred că ușor, ușor, după ce vor vedea impactul pe care îl vor avea astfel de manifestări și după ce vor fi prezenți la noi în oraș, că asta este cel mai important pas, să trimită delegații, să luăm un contact, lucrurile se vor dezvolta. Sigur, eu nu mă așteptam ca prima țară care să dea curs invitației noastre să fie chiar Suedia. Este o țară cu greutate în Europa, este unul dintre, dacă mă întrebați pe mine, cele mai importante membre ale Uniunii Europene și cred eu că prezența lor va fi un semnal pozitiv pentru toată lumea. Domnul director, să pot să vă spună mai multe detalii, dânsul știe toată bucătăria, modul în care a fost organizat acest eveniment și cât s-a muncit pentru stabilirea acestor relații și realizarea acestui proiect. Sigur, n-a fost ușor, sigur, lucrurile vor continua, cred eu, din bine în mai bine și sunt convins că și dacă vor fi sincope în aceste zile, le vom regla până la întâlnirile viitoare. Eu vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. O să-i dau cuvântul domnului director Țopa Ion, al Centrului Cultural. Mulțumesc, Dan Țopa. Mulțumesc mult, doamnă primar. Referitor la surprizele de care amintea domnul primar, vreau să vă spun că, de fapt, surprize sunt mai multe. Urmează imediat luna viitoare ambasada Germaniei, cu o expoziție, ambasada Italiei, care a răspuns foarte repede vineri, care ne propune un program pe care urmează să-l discutăm, și ambasada Spaniei, timid, să spunem, va fi o săptămână a filmului spaniol. Vorbesc de următoarele etape. De răspuns au răspuns mai multe ambasade, în jur de 12. Este un proiect pe care l-am lansat și pe care trebuie să recunosc că mi l-am asumat în programul meu managerial, pentru că venirea mea la Pucioasa și legătura cu acest proiect și de ce toată lumea se întreabă de ce neapărat Centrul Cultural European, eu am venit cu ele, cu lecțiile de acasă. Pentru că de foarte multe ori și cu siguranță dumneavoastră, cei de față, dar și cei care ne urmăresc, ați vizitat orașe micuțe în Europa și ați văzut cât de minunate, cât nu-ți vine să mai pleci din el. Pucioasa, eu la semui cu un astfel de oraș și cu siguranță în câțiva ani așa o să arate. De aceea trebuie să facem această pregătire. Vorbeam cu domnul primar după prima întâlnire cu ambasada Ungariei, ce frumos s-a decupat o nouă nișă, cea economică. Nu că nu m-am gândit, sigur, majoritatea întreabă care este posibilitatea economică și asta m-a bucurat că, în primul rând, atașatul economic al ambasadei Ungariei, revenind, s-a interesat foarte mult, chiar nu știu ca veste, dar cred că ați avut o discuție. Da, sunt foarte v-a sunat. Sunt foarte dezvoltați pe apă. Și aici am înțeles de la doamna atașat că va fi un sprijin real pe care vrea să-l dea orașului. Deja mi se pare că de la cultură ajungem la economie și iată că un întreg se poate forma. Referitor la program, pot să vă spun că am discutat mai multe expoziții, numai că am vrut să legăm oarecum de noi, de români, și mai este un moment pe care nu l-am trecut aici, este un concurs pe care l-am lansat astăzi pe site-ul ambasadei, pe site-ul Centrului de Turism, de Promovare Turistică Pucioasa și pe site-ul pe adresa de Facebook a Centrului Cultural. Este un concurs cu imagini din Suedia și din România. Din România am Pucioasa, din Suedia sunt mai multe localități, în care tinerii trebuie să recunoască. Am pus imagini asemănătoare, o să le vedeți și dumneavoastră și putem de multe ori să asemuim, chiar dacă pentru început numai în fotografie, localități, orașe din Suedia și din România. Pucioasa, în speță.
Revenind la prima expoziție, inovații suedeze, imaginație românească, de fapt sunt inovațiile suedeze în fotografii românești, pentru că această legătură, fiecare, a fost un concurs cu, dacă nu mă înșel, 200 și ceva de imagini, în jur de vreo 60 de fotografi profesioniști care au participat la acest concurs și s-au ales fotografiile pe care o să le vedeți pe data de 9 în foaierul primăriei, în galeria prim a primăriei. Și asta ne-a făcut să mă apropii mai mult de această expoziție, pentru că fotografii erau români, chiar dacă inovațiile suedeze. Cea de-a doua expoziție, un lucru foarte important și chiar de reținut, de învățat, pot să spun, pentru că există o hartă a crimelor din romanele suedeze. Și asta este, de fapt, este o expoziție cu literatură, o hartă a crimelor din literatura polițistă nordic-noir, cum probabil știți, sunt în jur de 43 de autori care participă în această expoziție. Avem și 11 volume pe care le vom oferi tinerilor care vor recunoaște romanul și crima. Deci spuneam că e foarte interesant și de învățat, nu neapărat pentru crime, cât crime din romane, ca să reținem lucrul ăsta, cât cum ești determinat să citești un roman ca să poți să participi. Deci există turism cu așa ceva în Suedia. Deci, cum noi facem cu Dracula, ei fac cu aceste romane, de fapt, hărți. Harta locurilor cu crimele din romane. Concertul cameral adună trei artiști importanți ai filarmonicii din Craiova, pe care îi aducem în încheierea, să spunem, a vernisajului, după care tineri studenți, absolvenți ai Universității de Artă Teatrală din București, în care unul din ei este din Pucioasa. De aceea vedeți că tot se întâmplă aceste legături pe care noi vi le propunem, și concertul cameral, chiar dacă sunt de la Filarmonica din Craiova, doamna Cristina Munteanu este din Pucioasa, locuiește în Pucioasa, un artist interpret la harpă. Încercăm ușor să ne prezentăm, cum spuneați, domnule primar, și valorile locale prin aceste forme. Celelalte zile în care prezentăm filme suedeze, și acolo putem vedea de la filmele documentare la filmele artistice. Ele sunt mult mai multe. Probabil spunea zilele trecute directorul de comunicare și de proiecte că am putea să încercăm un festival de film suedez, lucru care se întâmplă la București an de an. Și dacă știm, zilele trecute chiar au fost aniversate, se aniversa zilele Europei la București cu toate ambasadele, și iată că parcă am anticipat oarecum sau am intrat în jocul acesta. Da, vreau să vă mai spun ceva. Nu întâmplător a fost alesă data de 9 mai, 9 mai fiind ziua Europei. Noi marcăm acest eveniment chiar prin prezența unui stat important la noi în oraș, prin ambasada dânșilor. Cred eu că e un început foarte frumos și e o schimbare de abordare la nivelul centrului cultural, într-un sens pozitiv. Nu că ceea ce s-a întâmplat până acum nu a fost un lucru bun, din contră, însă poate că oamenii trebuie să mai schimbe un pic registrul, ca să spun așa. Ne putem orienta și asupra unor evenimente clasice desfășurate până acum, dar și acestea sunt binevenite. Și ca să continuăm pe tema Centrului Cultural European, înainte să vă rog pe dumneavoastră să ne adresați întrebări, sunt sigur că domnul Țopa va pregăti cum trebuie ziua de 1
iunie, o să stăm de vorbă legat de acest subiect foarte curând. Sigur, cei mici vor avea o surpriză foarte plăcută, așa anul trecut a fost un festival întreg cu ocazia Zilei Copilului, care a fost foarte bine primit, atât de cei mici cât și de adulți. În altă ordine de idei, vreau să vă anunț de pe acum că zilele orașului le vom stabili mai mult ca sigur printr-o hotărâre de consiliu local împreună cu bugetul aferent de sigur pentru datele de 31 august, 1-2 septembrie. Nu știu exact cum suntem poziționați de Târgoviște, mi-ar plăcea să fie un decalaj mai mare decât anii trecuți. O săptămână. Tot o săptămână. Pe 8. Deci cam același lucru. Da. Nu, sunt două săptămâni, că încep joi, probabil. Da. Da. Atunci... Și vreau să vă mai spun că vom continua așa cum domnul Țopă ne-a învățat să ne bucurăm de lucruri de calitate la Centrul Cultural European. Cu siguranță veți mai avea motive să veniți alături de noi, pentru că până la sfârșitul anului o să mai avem o mulțime de evenimente frumoase. Tot încercăm să aducem și alți artiști mari alături de noi. Eu am o ambiție personală cu și cu Tudor Gheorghe, dar și cu Gheorghe Zanfir. O să vedem pe care dintre ei o să putem să aducem. Tudor Gheorghe chiar este unul dintre visele mele și sunt sigur că va fi foarte bine primit în oraș. Dacă îmi permiteți, vreau să n-am amintit deschiderea ambasadei Suediei către acest proiect. Vă spun, ne-a dat cu foarte mult curaj. Deci ne-au contactat imediat, ca și ambasada Ungariei de altfel, după lansarea invitațiilor, la câteva ore am primit telefon și am stat de vorbă pe tema asta și asta ne-a dat curaj și parcă ne-a mobilizat mult mai mult pe tema asta. Mă bucur foarte tare și o să-i mulțumesc tânărului director Mihai Lungeanu pentru această susținere foarte mare. Da, din câte am înțeles, se pliază și pe ideea lor de promovare a țărilor în mediul urban cu populație mai mică. Curaj. Chiar asta vor și ei, să se adreseze orașelor nu neapărat atât de mari și de importante, dar să vină în orașele mici, unde lumea poate nu a avut acces la informații așa cum au cei din orașele mari. Mi s-a părut extraordinar de deschiși și cu siguranță va fi un eveniment care va da aripi atât Centrului Cultural European, dar și noi vom încerca și mai tare să ne promovăm în ceea ce înseamnă latura culturală, artistică și nu numai. Exact cum v-am spus, cel mai important lucru pentru mine a fost cea mai plăcută surpriză faptul că odată cu atașatul cultural din partea ambasadei Ungariei a venit și atașatul economic și lucrurile încep să prindă contur. E foarte important să fim vizibili, să fim prezenți pe o hartă unde Pucioasa era destul de ștearsă. Nu știu dacă mai aveți ceva spus, dacă nu, întrebăm de la dragii noștri colegi. Vă ascultăm, vă așteptăm. Luna viitoare, da. În principiu vrem să respectăm, să spunem, luna și ambasada, dar aici depinde foarte mult. Noi am lansat anul trecut proiectul ca temă ambasadelor. Anul acesta am trecut la fapte și parte din ambasade ne-au răspuns că le place, vor să alăture proiectului nostru, dar ușor, încet, încet, trebuie să-ți propui un buget, fie ea ambasadă, și atunci, clar că fiecare vrea să, începând de la anul, cred, și oricum, poate nu vreau să dau din casă, dar cu siguranță se vor mări aceste întâlniri, se vor dezvolta, poate să se totul se reflectă la un moment dat într-o întâlnire cu mai multe țări, fie un festival sau ceva care să... Asta e și unde aia steculețelor, nu de formulată. Cu siguranță. I-am întrebat că vedeam ce cu el. Da, să marcăm această zi frumoasă, de miercuri 9 mai. Sigur, umbreluțele își vor relua locul, altele noi, că deja cele de anul trecut, cele din ultimii 2 ani nu mai pot fi folosite. Dar până una alta, cred eu că marcăm frumos prin aceste gulețe această zi de 9 mai. Bine că mă cântă milita și
la da. E alea umbrelelor deja are nume. Deja intră în istorie, deja devin istorie. Vorbesc despre alea, ne întâlnim la umbrele, deja chiar dacă nu mai sunt. Ce e foarte important este că în ciuda unei tristezi colective pe care noi o manifestăm datorită lipsei fondurilor, nu clacăm și încercăm din puținul pe care îl avem să dăm un pic de culoare orașului, fără să afectăm proiectele mari, la care nu o să mă abat nicio secundă. Chiar dacă lucrul ăsta mă costă mai mult decât orice altceva. Din punct de vedere al percepției cetățenilor.